tuturor, vom face ceva foarte, foarte special. Ei bine, băieții de la Life of Luxury au postat acum 5 minute un nou episod și eu sunt aici să fac o reacție. După cum vedeți, are 23 de minute și se numește, fiți atenți, titlul tradus în română spune așa: te așteaptă până adormi. Nu știu ce înseamnă chestia asta, nu știu cine mă așteaptă până adormi sau care e treaba, însă urmează să ne uităm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem reacții de genul. Eu zic să nu mai pierdem timpul, boi, să-i dăm drumul cu reacția, să vedem care e treaba. De pentru episodul de astăzi au primit un e-mail ca de obicei. Boys, deci au primit un videoclip de la Olivia care zice că e urmărită de cineva, are un stalker care stă în afara casei ei. Azi. She also says that often when she looks outside at night, what? She sees a creepy looking old lady in the woods. Mamă, stați, băi, asta e destul de ciudat. A zis Olivia că e foarte frică pentru că momentan ea stă singură. Pentru că colegii de apartament sau de casă au fost dați dispăruți? What? Și a zis că noaptea când se uită în pădure vede o femeie foarte ciudată care se uită la ea. She sent us this video for proof. Și zice că femeia asta tot o întreabă dacă poate să intre înăuntru. Ia să vedem videoclipul. Deci uite, ea se duce aici la ușă. Uite, e o femeie. Unde e femeia? Boi, unde e că nu o văd? Uite acolo! Bro, ce-i aia? I-a picat o mână? Bro, ce-i aia? Frate meu, ce-i aia? Bă! Bă, închide ușa, închide ușa! Bă, ce-i asta? Ok, acum se duc acasă la Olivia ca să vadă care-i treaba, bro. Hai să vedem, boi, ce o să facă. Deci se duc acasă la Olivia să vedem care-i treaba. Întreabă pe Chester ce părere are. 100% Chester îi zice că... Eram sigur. A zis că videoclipul pe care ne-a trimis e foarte creepy. De ce crezi că ar trebui să... să ne implicăm în chestia asta? Deci Olivia e singură, trebuie să o ajutăm. Corect, corect, are dreptate. Și dacă ea e speriată, ce nu pot eu să dorm noaptea, e problema mea că ea e speriată. Aia să fie speriată. Oh. Boys. Ok, deci fiți atenți, Chester a zis că, băi, Parker, frățiorul, băi, acceptă, îți place ideea, îți place cum arată, de-aia vrei să o ajut. Și ăsta totul l-a întors, dacă îmi place ideea, dar parcă, ce contează, că tot o ajut, că sunt un om bun. Ok, hai să vedem. Deci se duc acasă la ea, boys. Mamă, mă, chiar sunt curios să văd ce se dă în episodul ăsta. Nu știu. Deci Olivia e urmărită de acea doamnă, creepy. A ajuns aici, bun. Hai să vedem. Mamă, boys, uitați-vă unde au ajuns să moară frații mei, în mijlocul pădurii. Ce-i asta? E totul bine, nu-i totul bine, frate meu, nu-i totul bine, e departe de a fi totul bine. Hai să vedem, dar nu-i totul bine. Let's go. Cine râde? Cine a râs? Bă, de râde ceva? Oh! Uite-o, puis! Au văzut-o și ei! Uite, femeia aia! Chester, vine aici! Ce faci? Bro, e o fată aici, uite-o! Ce faci acolo? Nu știu! Trebuie să mergem! Bro, ți-a făcut cu mâna! Ți-a făcut cu mâna! Nu-i ok! Nu-i ok să-ți facă cu mâna! Hai să mergem la ușă. Bro, dar de ce are casa asta în mijlocul pădurii? Hai să vedem. Ora 9:56, aproape de ora 10, intră în casă ei. Hai să batem la ea la ușă, zic și eu. Ok. Bat la ușă să vedem. Ma, salut! Suntem aici pentru Olivia. Hopa, cred că ăsta e gagicul Olivia. E acasă? Da, eu sunt Olivia. Cică, da, eu sunt Olivia.
și v-am fraierit. Bro, ăsta e Olivia? Unde e Olivia, man? Ce ne poate se întâmpla? Domne, ascultă. Am venit aici pentru Olivia. E aici sau nu? Nu, ea nu e aici. Eu sunt Olivia. A zis, v-am fraierit, boys, adică a folosit poze false ca să-i atragă. Bă, asta e ciudat. E vreo glumă? Ascultă. Ok, boys, deci băiatul ăsta a zis că a folosit tactica asta doar ca să fie 100% sigur că o să prindă, cum îi zice, că o să primească ajutorul lor. Pentru că e urmărit de nu știu ce femeie super ciudată. Ok, puteți să intrăm înăuntru, bro. Ok, băiatul. Ok, băiatul se pere de treaba, apreciez. Hai să vedem care-i treaba, man. Let's go. Bro. De ce ne-a mințit? Hai să vorbim cu băiatul ăsta, nu știu. Băiatul ăsta nu-i de încredere, doar atâta vă zic că nu-i destul de încredere. Poate chiar el e psihopatul sau ceva de genul. Olivia, or, I'm sorry, what's your name? Cum te cheamă? Chad. Chad. Ok, îl cheamă Chad. Chad. Right. So can you tell us why you reached out to us and why you catfished us? Da, poți să ne spui, frățiorul, de ce ai făcut chestiile pe care le-ai făcut? Listen, I only catfish you guys because I watched your videos. You only go to girls' houses. What is he talking about? Why? I really don't see what you mean. Whatever. Ok, boys, bă, inteligent băiatul. Deci băiatul a zis așa, fiți atenți, băi, zare logică. Deci a zis că sunt un mare fan al vostru și aveam nevoie de ajutorul vostru și m-am uitat la voi la videoclipuri și am văzut că vă duceți doar acasă la fete. Băi, dacă stăm să ne gândim, cam doar asta se întâmplă, pe bune, ăștia doi se urma la fete acasă și a zis că, băi, eu sunt băiat, n-am nevoie de ajutor și i-a fraierit. Și că am nevoie de ajutorul vostru. Și că e o bătrână de asta care efectiv mă urmărește și nu mă lasă în pace. Ok, well, listen, Chad. Ok, scuze, ascultă, Chad. Și că ar fi fost mai așa să ne contacteze așa, dar ne-ai mințit, efectiv. Cum te aștepți ca noi să te credem acum, având în vedere că tu ne-ai mințit? Come on, frățioro. Tu fii real. Mamă, boys, i-a zis ăsta lui Celu, parcă i-a zis că frățioro, hai să lăsăm totul la o parte, crezi că o fată care arată ca Olivia asta n-a întâlnit cu un băiat ca tine? Bro, glumeam, bă, nu puteți să glumiți, bă, Chad ăsta e ciudat rău de tot, nu știu, am un sentiment nașpa despre el, e ciudat. Ce că dacă faci cate că noi plecăm, da, hai să plecăm, frățioro, nu pleca. Guys, am nevoie de ajutorul vostru. Ok, deci zice că bătrâna asta tot îl agresează și vrea să intre înăuntru, gen vrea să intre în casa lui. Cum arată femeia asta? Nu știu. Arăta foarte nașpa. Cred că i s-a întâmplat ceva. I don't know if she's just a crazy lady trying to break into my house or, you know. I don't know. What? You know? Și că știi tu, a zis că pare că arată așa de desfigurată, ca și cum a fost într-un accident și a supraviețuit, sau habar n-am care-i treaba. Și a zis că ori este o nebună, o bătrână nebună, ori... Poate îi place de mine, cică. Uite-te la el, într-adevăr, frățioarul Chad e de invidiat, frățioarul. Nu? Da, Chad, ești drăguț rău de tot. 100% lui baba îi place tine, 100% sunt o cuvinte. A zis că cică trebuie să punem camere la tine în casă dacă vrei să te ajutăm, logic. Tactica logică. Du-te la culcare dacă vrei și noi o să vorbim. Hai, Chester, frățioarul. Mamă, ciudat rău, Chad ăsta ciudat rău. Să moară băieții de nu, e ciudat rău de tot. Frățioro, și crezi că pe bune ar trebui să stăm în casa lui ăsta? Pe bune, fugiți, oamenii mei, nu stați aici. Și că trebuie să stăm în casa lor. Trebuie să stăm în casa lui. Yeah, this guy lied to us, and he's annoying, but I think he actually might be getting stalked.
Yeah, and if this lady's stalking him, is as dangerous as he says, then we aren't safe here. Ok, boys, ăsta zice că, bă, ok, poate ne-am mințit, poate toate alea, dar poate, pe bune, cineva îl urmărește și trebuie să-l ajutăm. Și bă, Chester zice foarte bine, ok, e băiat, e în pericol, acum suntem și noi în pericol, sau care-i treaba, ce zic, adică e foarte, foarte nesigur. Trebuie să găsim multe chestii pe situația asta. Mamă, ce că, mamă, dar parcă ăsta, boys, pe bune, e un om șmecherul de tot, a zis că, adică, dacă băiatul ăsta e în pericol, eu trebuie să-l ajut, gen, nu există, trebuie să-l ajut foarte de treabă, ești. Ia uite-l, bro! Mamă! Și că arătați foarte bine, băieți, le-a dat un pumn să mă arăt și a zis că o să o prindeți pe aia. E ciudat rău de tot cea de asta. Da, sunt bine. Cred că lui Parker e cam neconfortabil în privința lui Chad. Ok, deci fiți atenți că Chester face o chestie. Vrea să se ducă să se uite la ceva, sau? Ia uite să pe Chester, face o chestie. Deci vrea să vadă dacă fata pe care a văzut-o mai e încă acolo. Hai să vedem. Unde e, boys? A, nu mai e. Sau? Uite-o! Bro! Uite-o! Uite-o acolo, man, ce se întâmplă? Hello? Îi face cu mâna. Bro. Poate e doar o bătrână nebună. Poți să mă auzi? Ai nevoie de ajutor? What is that? Ce chestia deasupra ei, boys? E ceva deasupra ei. Bucii aia. Ai grijă, ai grijă! Ce era chestia aia? Ce era chestia aia? E tot ok? Care-i problema? Ce că am văzut fata aia și cineva a îmbăgat în pădure. Care fata? Pe Olivia. Ce, Olivia nu, bă, Olivia nu există. Deci parcă ăsta e setat pe Olivia. Frățiorul, Olivia nu există, te-a fraierit. Ce că e ceva nașpa acolo. Da, pe bune? Da, am văzut. E ceva super periculos în pădure. Las-o așa. N-are nici logică ce zici, ci că frățiorul lasă așa, că noi ne concentrăm pe ce e în casă, știi ce zici? Ce-i afară poate să fie orice, nu contează, dar noi putem să avem treabă în casă. Ce? Am pus deja niște camere. Hai să mai punem camera lui Chad, o cameră și să mergem la culcare. Frățiorul Parker e cam nebun. Da, frățiorul. Deci, bă, Parker e așa dezamăgit, bro. Dezamăgit, bă, că nu există Olivia și că nu-i place de el. Hai să merg, să meargă în camera lui Chad, să vedem ce e aici. Chad? Chad? Pleacă naiba de aici. Ce naiba a zis? A zis să pleci naiba de aici. I'm just playing, fellas. Ce că doar glumeam. Intrați înăuntru, eu doar glumeam. Bro, bă, ăsta e ciudat rău de tot. Ce n-ai băiat, ce-i în camera lui? Ce-i că ați avut noroc că nu m-am schimbat. What? Alright, so Chad, we set up cameras all over your house. We're gonna watch the footage in the morning and we can see if that old lady comes back. Oh, you bet. You bet. A zis că și că am pus camere în toată casa și o să vedem dacă bătrâna aia nebună se întoarce înapoi și a zis că da, 100% o să se întoarcă. Hey, but listen, you might not want to watch the footage from my room tomorrow. Ok, pui, deci ce-a dă ăsta tot să ia de ei, tot are ceva cu ei și fiți că acum îi sună telefonul. Ia sunt ceva. What's up, bro? Ce că ce faci, frate? No, I'm not doing anything. What? This is ridiculous. Yeah. Fiți atenți că s-a enervat Parker, că ce de ăsta n-are nicio treabă. Da, știu. Deci, bă, ăla vorbește așa, știi ce zic? Și ăsta s-a enervat, pe bune dreptate s-a enervat. Ce, că ești bine? Despre ce a fost? Since we got here, this guy has done nothing but disrespect us. Da, de când au venit, boys, ia la mișto peste tot, știi ce zic? Ia la mișto maxim. A făcut asta. Ci că azi nu ia totul în serios, bro, trebuie să plecăm. E doar o glumă pentru el. Și că eu cred că băiatul ăsta n-are niciun pericol, efectiv, și doar ne-a chemat să facă mișto de noi.
ba da, e în pericol. Asta zice că el sparge. Frățiorul nu sparge el. Bro, bro, ce se întâmplă? O să mă duc să mă iau de el. Bro, ce se întâmplă? Chad? Chad? Listen. Ascultă. You have no respect for me. You have no respect for my friend. And zice că n-ai respect pentru asta? The words you used to refer to woman disgust me. Și că ești disgustător, ești nesimțit toate alea. Uitați-vă cum stă ăsta, băi. Uitați-vă cum stă. This guy can't even look me in the eye right now. Și că nici măcar nu se poate uita la mine acum, frățiori, e mortă, de-aia nu se poate uita la tine. Sau, bro, crezi că e frică să vorbească? Nu cred, frățiori, cred că e altceva. Așa că-i deam și eu. Lașule, stai acolo, te-a pus parcă, dar pe jos, știi ce zic, hai. Hai să mergem înapoi în camera noastră. I want to check something. Ce că iară, frățiorul Parker, frățiorul Chester iară vrea să se uite la ceva, bă, ăsta are o problemă cu uitatul la ceva. Ok, so, I'm gonna check outside again. O să mă uit iar afară, vrea să vadă dacă iară e femeia afară. Mamă, bă, dar nu, de ce deschizi ușa? Ah, ba nu, iară se duce aici. Să vedem dacă e femeia afară, boys. Nu mai e, nu? Sau? Mai e aici, boys? Sau nu? Nu cred. I guess she's gone. Cred că a plecat. Bro! Bro, bro, bro! Cine ești? Te rog, lasă-mă înăuntru. Te rog, lasă-mă să intru înăuntru. Ce? Ce naiba s-a întâmplat cu tine? El mi-a făcut chestia asta. Mi-a luat fata. Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. Parker? Te rog, lasă-mă înăuntru. Bro, bro. Bro, ce se întâmplă, băi? What? I just saw that lady. Really? I-am văzut-o pe doamna aia, da? Dude, the old lady who's been stalking him. I just saw her by the window. I-a zis că iar a văzut-o pe asta la geam. Bă, dar Parker nu-i concentrat deloc. El nu, e ca și cum doamna aia de afară nu există, știi ce zic? Voia să o lasă înăuntru. Și a lăsat-o înăuntru. Nu, dar arăta foarte nașpa. Cred că a venit din pădure. Deci, bă, deci Parker ăsta, boys, mă enervează și pe mine adevărat. Deci a zis că de ce tu zici de pădure? Noi trebuie să ne concentrăm pe cei în casă. Dar, bă, frăților, dar poate intră ceva din pădure în casa voastră și vă moară. Cred că e ceva. Trebuie neapărat să plecăm. Nu-mi pasă de pădure. Nu știu de ce spui chestia asta. Am avut o zi mare să mă bag cu Chad, știi ce zic? What? That doesn't matter. I'm saying I just... Asta zic că sper că n-am fost așa de răutăcios cu frățelul Chad. This guy's stalker. And I think that girl from earlier was her daughter. You're right. I had to be that hard on him because he was being disrespectful. Ăsta nici nu-l ascultă, bă, zice că da, mă, trebuia să-i vorbesc urât că n-a fost nesimțit cu mine. Toate alea. Fac pareu că acum băiatul ăsta 100% e foarte rușinat. E rușinat. E mort. Nu e rușinat, frățiorul. Hai doar să dormim. Și vedem ce facem dimineață. Păi, acum, acum începe. Acum se culcă ăștia, nu-i bine. Bine, se culcă, mamă, păi, nu-i bine. Nu-i bine ce se întâmplă. Ce o să se întâmple acum o să fie foarte nașpă, vă zic. Noapte bună. Nici măcar ne-am zis noapte bună înapoi, bro. A mers la culcare. Boys, ora 1 dimineața. Hai să vedem ce se întâmplă. Let's go. Pe hol absolut nimica. Totul merge bine. Asta e camera din spate. Asta e camera lui Chad. Nu prea înțeleg asta. Asta e camera lor. Ei dorm, n-au niciun stres. Boys, bă, uitați-vă. Uitați-vă acolo la geam. Ce se întâmplă la geam? Uitați-vă, boys, la geam. Cineva intră. Cineva intră în casă. Bă.
Intră femeia asta în casă. Bro. A intrat în casă, mamă, nu-i bine, nu-i bine ce se întâmplă. Bă, bă, ce se întâmplă cu ea? Ce-i cu femeia asta, bro? A deschis ușa. Mamă, Ced ăsta în continuare. Ai, ai, ai. Ced, frățiorul. Oh! Uitați-vă acolo în față. Boys. Uitați-vă la fata asta, la femeia asta. Ce-i cu ea, bro? Oh, bro, cine intră acolo? Bro, ce-s alea? Ce-s mâinile alea? Cine intră în casă? Bă! Bă, cine intră în casă? Ok, asta s-a dus într-o cameră. A intrat în camera lor, a intrat în camera lui Parker și Chester. Nu. Bro, ce se întâmplă? Bro? Vine și creatura aia după ea. Vine și creatura aia. Să vedem ce se întâmplă. Bro, o trage. O ia creatura. A luat-o, a luat-o, a luat-o. Bro. Ce a fost asta? 3.04 dimineața, mamă, mamă, ce se întâmplă acum? Ce acolo? Ce acolo jos? Bro. Ce că frățiorul nu mă mai atinge, mai a intrat aia pe sub pe supătură. A intrat pe supătura lor. Frățiorul, nu vreau să stau așa cu tine, așa că te rog, lasă-mă în pace. Nu vreau să mă joc cu picioarele tale. Boys. Ia să se uite în noi, e cineva acolo. Ceva mă atinge piciorul. Ce e aia? Ce naiba e aia? Cred că e ceva jos aici, eu sunt 100% sigur. Ce asta, frățiorul? Bă, bă, ajută-l pe Chester. Bă, bro, ce-i creatura aia? Bro, Chester, ai grijă, bă, ce-i creatura aia? Ajută-mă, bro, ce-i face creatura aia? Prinde-l, prinde-l, ia-l, ia-l, ia-l de aici, ia-l de aici. Ia-l, bro, ce-i aia? Frățioră, fugi de aici, fugi neapărat. Hai să fugim, hai să fugim. Ok, a tras... Bro, ce-i aia? Bro, ce-i aia? Fugi. Bă, o tras ăla de dulapul. O tras dulapul de cărți, fugiți neapărat de aici. Dar ce s-a întâmplat cu doamna aia? Frățioră, așteaptă! Fugi, fugi, fugi de aici! Fugi, frățiorul! Frate, ce naiba a fost chestia aia? Crezi că chestia a luat-o pe Olivia? Mamă, bă, ăsta, bă, ăsta are o problemă cu Olivia. Ți-am zis, Olivia nu e reală. Hai să mergem acasă. Da, poate să ne trimite un e-mail. Hai, plecați acasă, rapid. Hai să mergem acasă și să vedem care e treaba. Așteaptă, așteaptă puțin. Boys. Hai să vedem ce s-a întâmplat la urmă. Am găsit mașina și am mers foarte rapid acasă. Upon arrival, emergency received from Olivia. Cum am ajuns, ne-am uitat să vedem dacă am primit un e-mail de la Olivia. Bă, asta e o problemă cu Olivia, nu poate să accepte că nu e reală. Hai să vedem, n-au primit nimica. N-am primit e-mail de la Olivia, nu îmi vine să cred. Wow, wow, foarte, foarte tare. Și aici s-a terminat. Nu uitați de like și haideți să începem episodul, fraților. Let's go. We received an email from an 18-year-old girl. Ok. Ok, deci au primit un e-mail de la sureora noastră Bailey, care are 18 ani. Discover her whole family gone except for her dad, Stanley.
Bailey says that there's something different with her dad. Ok, fraților, deși că surera asta Bailey a fost la colegiu și când a venit acasă, fraților, a observat că toată familia i-a dispărut în afară de tatălui, de tatăl ei. Și băiatul ăsta se numește Stanley și zice că e ceva suspect cu tatăl ei, fraților. He appears to have been in some sort of accident and he's too confused to explain where her mom and her little sister went. Ok, ci că pare că tatăl ei a fost implicat în ceva accident, boy, și e prea panicat și se simte prea rău și nu poate să explice ce s-a întâmplat cu restul familiei, adică cu maica sa și cu sora sa. Ok, deși că ăsta a încercat să intre și în camera ei, fraților. Își iubește tatăl, dar acum e foarte diferit. Mamă, fraților. Ok, înainte să vedem videoclipul, hai să facem o recapitulare, fraților. Deci surora noastră Bailey a venit de la colegiu și a văzut că toată familia ei a dispărut, mai puțin taică-su, care se poartă foarte ciudat cu ea și nu explică ce s-a întâmplat cu maica sa și cu sora sa, boys. Și că e frică să petreacă noaptea cu el pentru că e foarte ciudat. Și acum vedem un videoclip. Bailey, mamă. Mamă! Ăsta e taică-su. Băi! Ce faci? Mamă, cât de înaltă e! Băi! Bă, ce avea în mână? Bă, ce avea în mână? Bă, fraților! Ce că vine mai aproape. Bă, le-ai un picior? Bă, le-ai un picior? Bă, are în mână sau... Abar n-am ce e chestia din mâna lui. Bă, care-i treaba? Ok, deci se duc acolo, boys. Bă, care-i treaba? Deci ori un picior, ori o mână. Ok, fraților, deci că prima dată un cuvânt de la sponsorul Raid Shadow Legends, sponsor mi, dacă vedeți asta, haide să începem Luxury Production-ul, fraților. Băi, ciudat rău de tot. All we know is that her dad was in an accident. Well, her dad's accident is none of our business. We're not done. Ok, fraților, deci din nou frățiorul nostru Chester efectiv nu vrea să se ducă acolo, spune că, bă, care-i treaba noastră cu taică-su și parcă le zice, bă, taică-su a fost într-un accident, trebuie să o ajutăm teoretic pe fată. Adică nu ne pasă loc că a fost într-un accident, like, se întâmplă accidente la fiecare secundă. Ce ne pasă nouă? Aici empatie, frățiorul. Da, exact. Ca să putem să vorbim cu Bailey. Trebuie să te relaxezi. Nu m-a relaxat. Uitați-vă la fața lui, băi. Nu m-a relaxat. Deci se vede pe fața lui că nu e relaxat 100%. Deci se duc acolo la Bailey acasă. Chiar sunt curios, fraților, ce se întâmplă. Deci, pe bune. Ok, deci am ajuns acolo. Hai să vedem. Bro, this house looks totally empty. Mamă, fraților, bă, ce mișto arată casa. Bă, e frumoasă casa. Ok, și că casa pare goală. Hai să intre înăuntru, boy, și că casa pare goală. Bun, hai că se duc înăuntru. Ok, hai să mergem la ușa, să batem la ușa lui Bailey. 10-2, Bailey's Porch. Ok, hai că bat acum la ușa la Bailey, să vedem ce se întâmplă. Nu! Mama, asta e Bailey. Bailey? Ești Bailey? Da. You emailed us about your dad? Ne-ai dat e-mail despre tatăl tău? Mamă, frate, zici, Bailey, asta e panicată rău de tot. I-a zis, pare că, bă, ne-ai dat e-mail despre tatăl tău, că tu puteți să intrăm să vorbim? Mi-a zis, da, hai să vedem. Ci că trebuie să aveți grijă, ci că doarme. Să tăcesc că doarme. Hai să vedem, boy, deci că tatăl tău doarme. Bun. So Bailey, thank you for letting us sit down with you. So can you tell us about everything that's been going on? Yeah, so a little over a week ago, I came home from college and I was expecting to see my whole family. You know, my mom and my little sister. Ok, frate, deci bă, o chestie logică, ci că acum, nu știu cât timp, a venit de la colegiu și nu, voia să-și vadă familia, pe maică sa, pe sora sa mai mică și pe taică su. My dad. Și pe tatăl ei. Când a ajuns acasă. Ok, deci știi că când a ajuns acasă nu mai era, după cum știți, dar nu mai era maica sa și taică sa. Deci numai taică sa mai era aici, boi, spatele, a făcut ceva taică sa.
weird note on the counter. Opa, a găsit o notiță, fraților, fiți atenți. Ce, cred că e de la mama, ia. Can we see the note? Puteți can să vedem notița? Yeah. Ia de ce zice? Actually kept it. Ok, și că... Ok, frate, și că mama asta nu le-a zis nimeni, ci că a găsit o notiță de la maică sa. Bă, fraților, s-ar putea să le fi făcut ceva taică-su, boys. Gen tatăl ei să le fi făcut ceva și asta urmeze, știi ce zic? Și că a primit o notiță de la maică sa. Uitați acolo, fraților. Bă, care-i treaba, mă? Care-i treaba cu chestia aia? Eu și soră, me and sister go to eat from mom. Eu și soră mergem să mâncăm de la mamă. N-are nicio logică. Boys, deci n-are nicio logică ce se întâmplă, pe bune vă zic. So you haven't heard from your mom or sister at all? Deci când ai auzit nimic de maica ta? De maica ta? Dad, what happened, but I think he's been in some kind of accident. Ok, fraților, deși că a încercat să întrebe pe taicăsul ce s-a întâmplat, dar după cum ați văzut, taicăsul e super bandajat sau ceva de genul și ea crede că a fost un accident, dar eu cred că e ceva mai deep la mijloc, fiți atenți de rău. Cum adică, la ce te referi prin asta? Ok, ci că își încuie ușa de la cameră pentru că taicăsul încearcă să intre înăuntru de fiecare dată când doarme. Mamă, băi, nu aș putea să dorm așa, să știu că e unul care vrea să intre în cameră. Și că a fost foarte supărat. Mamă, ci că a spart ușa seara trecută și doar se holba la mine. Ok, fraților, deci că era așa de nervos data trecută taicăsu încât a spart ușa noaptea trecută și stătea în tocul ușii, boys, acolo și numai se holba la ea, boys, și credea că o să-i facă ceva, dar n-a zis ce. Mamă, boi, so bă, taicu-s un psihopat. Ok, deci că el și ea și taicu-s-u obișnuia să fie foarte, foarte apropiați și parcă l-a întrebat-o gen ce a văzut diferit la el. Cum s-a schimbat și că era cel mai bun prieten. Dar și că nu mai vorbește cu mine acum. De singurul lucru pe care i-a zis? I tried to care for him, but he just locks himself in his room all day. What's he doing in there? Ok, fraților, deși că ăsta-i tare ciudat băiatul ăsta, singurul lucru gen pe care i-a spus lui fata asta de când a venit de la colegi a fost dacă poate să-i întâlnească noi prieteni. Și ea a încercat să-l ajute, l-a văzut așa mai amărât, dar se încuie în camera lui, băi, și nu face nimic, numai noaptea, vine să se uite la ea. Și ce zic? Îl aude cum suferă fiecare noapte. Și că aude și o melodie ciudată, rău de tot. Se uită la ceva, și că... So Chester and I kind of want to go talk to your dad now. Why don't you just head to your room now and get ready for bed and we'll stop by later to set up a camera? Ok, fraților, deci frățiorul meu și se duc și o să vorbească cu taică-su, să se ducă ea la culcare și pun camerele și începe nebunia. E ok, hai să vedem. Hai să vedem, boys, despre ce e vorba până la urmă. Bailey's Hall, lui. Așteaptă. Eram sigur că Chester ăsta trebuie să comenteze el cu ceva. Era strasă că trebuie să comenteze. De ce nu să nu vorbi cu el? Ar putea să fie stabil, instabil mental. Deci era sigur că ăsta se sparichează. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, se duc aici la ăsta acasă. La camera lui, adică. Stanley? Dude, he's not saying anything. Bă, deci a putut la camera, nu zice nimic. Mamă, frate, să nu fie vreun jumpscare sau ceva de genul. Ok, și că o să deschidă, hai să vedem. A deschis ușa, ia. Dude, he's not in there. Nu e acolo, boys, și că nu-i nimeni acolo. Ok, o să pun o cameră în camera lui, boys, mamă, să nu apară de undeva. Bă, mă, eu cred că e aici, fii dat, frate, de nu e aici, dar e undeva ascuns, bă, bune, vă zic. Mamă, poate e afară. Ba nu, are bagajul făcut. Uitați-vă, boys, are păpuși, man. Bă, care-i treaba? Mama are păpuși cu ace în ele. Bă, care-i treaba cu psihopatul ăsta? Ceva ciudat. Băi, de ce are... Ce, că cred că... Mamă, deci are tacâmuri și are ceva acolo, mâncare.
Băiți și dar au de tot. Dude, he's got a TV under here. Ce care un TV? And he's got a tape here too. Hopa, fraților, are acolo casetă. Cred că o să găsească ceva suspect pe caseta aia. Must be hiding a camera. Ok, a trebuit să pună camera, nu să se uite acolo. Ia, fetele, că asta, asta o să pună caseta. Bro, why would you put that in there? Stai că se uită la casetă, ia. Bă! Bro, why are you touching his things? Bă! Salut, prietenii! Bă, ce-i asta? Bro, what is that? Bă, ce-i aia? Am un secret pentru tine, bă, care-i treaba, mă, cu ăsta? Mamă, bă, ce... Trap, capcană. Bă, ce-i cu videoclipul ăla, mă, frate meu? Bă, are ochii negri. Becomes, ci ca să devii. Bro, turn that off, we need to leave. Bro, închideți, băi, închide chestia aia. Uite că trebuie să pleci, bă, fraților, care-i treaba cu filmulețul ăla? Bă, ce ciudată-i, man. No, dude, come on. Bă, închide aia, mă, frățioro. Da, deci am pus camera, mamă, să nu dea față în față cu el acum. Ok. Mamă, bă, care-i treaba cu ăla, boys? Mamă, grijă mare să nu dea față în față cu el acum, boys. Ok, are you filming me? Ok, yeah, și că mă filmez, bun. Da, unde să nu stai, că sunt boys, adevărat. I'm just gonna put a couple more cameras down in this house. Deci, boys, pun camere peste tot, să vedem ce se întâmplă, man. Bă, da, filmarea e ciudată rău de tot. Nu știu care-i treaba cu filmarea aia. Okay, let's go. Și la ce se uita, okay, dar e ciudat rău de tot. Ok, o să pun o cameră în aia lui Bailey. Să vedem ce se întâmplă. Ok, se duc în camera lui Bailey. Mamă, să nu fie taică-su în camera. Dar unde-i taică-su, boys? Bailey? Bă, aia plânge? Bă, plânge, fraților. Dude, what's the noise in there? Bă, plânge. Something wrong? Bă! Vă rog! Mamă! A, era mână, nu era picior de la început. Băi, care-i treaba cu asta? Are you feeling okay? Domnule, vă simțiți bine? Eu nu cred că se simte bine. What are you doing in your daughter's room? Ce face camera fiicei tale? Voiam doar să spun... Daddy loves you, că tata te iubește. Bă, asta plânge, bă! Bă, care-i problema cu oamenii ăștia, man? Ea este așa de... dulce. Getting late. Maybe you should go to bed? E destul de târziu, poate te duci la culcare? Băi, care-i treaba cu mâna picior aia, boys? Mamă, ce mână picior are ăla, bă, v-am zis că are mâna picior. Deci are mâna picior. What the hell's wrong with him? Yeah, I know. That poor guy. Bă. There's something wrong with his body. Dude, stop. Deci, mamă, bă, ok, boys, aici, fiți atenți, deci aici, eu de obicei v-am zis, eu cred că chestia asta e frică, bă, dar acum îi țin partea 100%. Adică, bă, băiatul ăla are probleme, bă, voi ați văzut că are mâna picior, să nu arătați pe vechi, mare, bă, are mâna picior sau piciorul mână, nu știu cum merge treaba, dar, bă, dar acesta are dreptate, ar trebui să plece, boys, n-ar trebui, lasă-mă de eroimi, de content, de astea, deci acum chiar îi țin partea, pe bune, bă, deci ăsta e cel mai ciudat din toată seria lor, ăla e cel mai ciudat pe care l-am văzut până acum. Deci, vă zic,
Hai să pună camera acolo. Bă, deci care-i treaba mea cu oamenii ăștia, pă, bune, ciudat rău de tot. Aaa, ia uitați-vă, boys. Deci acolo e el, ia cu familia ei. Ok, ce zic, guys? Am pus camere în toată casa ta. Credeți că o să vină, să vină camera mea? Da, poate are multă traumă mentală, boys, dar totuși e ciudat rău de tot. Dar e foarte dor de familia mea. Și mă simt chiar foarte ciudat acum. I'm really sorry you feel that way. Îmi pare rău că simți asta. Ok, fraților. Băi, ciudat rău de tot. Deci eu zis să te culci și că o să zic la filmări de dimineață. Hai să vedem ce se întâmplă cu filmările, boys. Mamă, dar ciudat rău de tot, deci mamă, deci mamă, n-am văzut așa ceva niciodată. Exact, bă, are dreptate, deci acum are dreptate 100%. Ce asta are dreptate 100%? Deci are dreptate 100%. Clearly messed him up. But why are you making fun of his face? It sounds like there's something wrong with you. I-a zis că e ceva... Deci fii atent, Chester i-a zis că bă, când i-ai văzut fața lor, nu mai poți să dormi. Și parcă îi zice că bă, ești desimțit, a fost într-un accident, cum să zici așa ceva, bă, fraților, bă, are o problemă acum. Deci nici eu n-aș putea să dorm, eu acum trebuie să mă culc după asta. Hai să vedem. Hai să mergem la somn, hai, mergeți frățiorii la somn, că e nașpa rău de tot ce se întâmplă. Hai să vă culcați, mamă, boys, băi, ciudat rău de tot, man. Hai să vedem. We go to sleep. Au mers la culcare, frățiorii mei. Asta e camera lor. Vedeți, doar a 12 dorm de zor, deci nu e vreo problemă la ei. Hall-ul. Asta e camera lui Bailey, iară, mamă, strâneasă din... Ok, Bailey nu poate să... Bailey se uită la aia cu maică-sa și cu soră-sa, boys. Vă dați seama că... Plânge, boys, că le... E doar de ele, până la urmă. Fathers... A, e sub pat ăla, bă, frățiorul, patul e ca să dorm pe el, nu sub el, știi ce zic? Uitați-vă la ăla, mă, care-i treaba cu el? Are mâna picior, eu am mai zis, are mâna picior. Sau piciorul mână, nu știu. Bă, care-i treaba, deci e ciudat rău de tot. Mamă, mie, vedeți, toate camera au un dulap, să nu iasă din vreun dulap sau ceva de genul. Și asta și alte. Mă, uitați-vă la el, bă, care-i treaba, man? Seamănă foarte mult cu Tom, ăla, din... gen tot de la ei atunci. My son can't stop growing at night. Mamă, se uită la filmarea aia, fraților! Bă, ce se întâmplă? A spart televizorul. Mamă, și acum cred că dă strike-ul. Deci, bă, vedeți că a spart televizorul. Până acum n-a spart televizorul, că dacă îl spărgea nu mai avea. Mamă, are mâinile picior, mamă. Să vedem ce se întâmplă. Mamă, boys. Bă, voi vedeți că stă a plecat, că dacă nu arăta cu capul în aia. Uite, vedeți? Bă, mamă, dar cum deschide... Cum deschide ușa? La ce s-a dus în cameră? Deci s-a dus într-o cameră, dar nu știu la ce e, cred că la... Mamă, nu la frățiorii noștri, bine, deci e la... Cred că e la Bailey în cameră. Ba, nu? Unde e, boys? O fi că e supat. Dar s-a băgat într-o cameră, fraților, dar nu știu în care cameră. Ne-am lămurit la ce cameră. Băi! Mamă, deci a țipat, sper că ăștia au auzit, boys. Deci a luat un dulap cu el. V-am zis, bă, am zis eu că iese din dulap. V-am zis. 4:53 dimineața. A primit un mesaj, s-a auzit de alea de mesaj. Primește mesaje. La 4:53 dimineața, deja 3 mesaje. Yo, dude. Wake up. Uite pe Chester fără ochelari. Billy texted me.
I think something's wrong. Ok, deci Bailey a dat mesaj, a zis Harry in my room, veniți rapid în camera mea. Dude, Bailey. Oh. Bro, you gotta wake up, we gotta go, come on. Bailey, trebuie să te trezești, trebuie Harry, să mergem, boys. Deci, eu zis să meargă în camera ei, neapărat. O să meargă singur, mamă, boys. O să meargă singuri. Și ce se rămâne acolo? Hai să vedem ce se întâmplă, pe bune. Ok, guys, so it's almost ok, fraților. I woke up to Bailey texting me, asking me to come to her room. Uitați-vă screenshot-ul. O să vadă, să sperăm că tot e ok. Bailey? Bailey, I'm coming in. Bailey, intră înăuntru. Mamă, frățiorul meu, mare greșeală. Nu mai e. Mamă, are și aia spartă. O luat-o aici, în stânga, fraților. O luat-o aici, în stânga. Uite, acolo, în dulapul ăla. Mamă, poate era și pe ăsta. Chester. Bă, da, a luat-o gen la ora 2 și ceva a luat-o. Și ce zic, adică... Și a dat mesaj după vreo 2 ore și ceva. Adică s-a întâmplat ceva în alea 2 ore. Ia, primi mesaje. Mesaj de la Bailey. Mia, I want now. Hurry, come. Yes, come now. Come to my house. Bă, le-a dat mesaj la toate prietenele ei de la facultate. Și a zis că vreau să-ți întâlnesc prietenii. Deci, bă, le-a dat mesaj la toți. Bă, la toți. Uite, Isabella, Luna, Harper, Chloe, yo, Grace. I don't think that was Bailey texting me. Nu Bailey a dat mesaj, bă, fraților, bă. Bă, ce se întâmplă? În dulapul ăsta nu intra în dulap, nu intra în dulap, frățioro. Mamă, e o gaură acolo în dulap, fii atent că sucele ea. Mamă, deci fii atent, bă, cum am prezis-o la început, ia pe toți prin dulap. Cineva râde, mamă, să frățiorul Chester, iară el, totdeauna. Mamă, frățiorul Chester, ai grijă. Bă, uitați-l. Bă. Vine acolo. Unde e Parker? Bă. Bă, fraților, ce se întâmplă? Cine ești tu? Oare cine? Bailey. Am nevoie de ajutor. Vino aici. Bailey, is that you? Bailey, ești tu? Bă, stă, nu, numai Bailey, nu e... Sau fi că e Bailey, o transformată și pe aia. Vino aici. Nu te du, mă, frățiorul. Bă, pe bune. Bailey? Bailey? Mamă, deci l-au zis pe Chester cum țipă. Bă, ai grijă, bă. Bă! Bă, aștept-mă pe Chester. Bă, ajută-l, bă. Mama, faci ce se întâmplă! Ajută-l, mă! Bă, deci a încercat să tragă în groapă! Trebuie să plecă neapărat de aici, hai! Mamă, săracul Chester, fugiți-mă de acolo! Ok, frate, deci au plecat! Bă, care era treaba cu omul ăla? Hai să ne acum cred că o să zică. Am mers acasă și am contactat imediat Bailey's friends family to see if I had head from her. Cică și a contactat imediat familia lui Bailey și prietenii ca să vadă dacă cineva a auzit ceva de ea. Știi ce zic? Nimeni nu a răspuns. Bă, deci nu a răspuns niciunul. Bă, și aici s-a terminat totul. Mamă, fraților, un nou episod Life of Luxury. Foarte, foarte mișto. Deci ăsta cred că a fost cel mai horror de până acum. Like, mă lasă cu cele mai multe semne de întrebare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Eu am fost Marius Iancu. O zi frumoasă tuturor sau o noapte frumoasă. Nu știu, cred că asta o să-l postez pe la... Deci ori îl postez dimineața la 11, ori îl postez seara la 2. Văd eu. V-am pa pe toți. Pa, pa.